Miercuri 29 iunie, în prima ședință a Consiliului Local Giurgiu, consilierii ALDE și PNL nu au fost de acord cu suplimentarea bugetului propusă de primar, spun ei, din motive întemeiate și din cauza unor aspecte care ridică semne de întrebare în ceea ce privește legalitatea. Profund deranjat de respingerea proiectului, primarul Nicolae Barbu a explicat că rămân școlile fără bani, nu se mai face igienizare în școli și așa mai departe. Mustrările primarului cu direcție către consilierii PNL și ALDE i-au determinat pe aceștia să motiveze public gestul lor de a respinge mai multe proiecte propuse de primar. Aș vrea în primul rând să vă spun legat de acest buget că el nu are foarte bine determinate veniturile care suplimentau acest buget. Adică în sensul că el, veniturile sunt justificate de către Direcția de Impozite și Taxe în sumă de 2.587.000 lei, respectiv 25 de miliarde vechi, bani vechi. În ce sens? De exemplu, taxa specială, taxa de habitat, este o taxă specială, după cum este și denumită, ea nu poate fi folosită pentru nimic altceva decât pentru achitarea serviciilor de gunoi. Deci ea nu avea ce căuta aici. Această taxă este colectată, pusă într-un cont special și folosită numai pentru achitarea acestor servicii. Deci, din punctul meu de vedere, asta este o ilegalitate. Celelalte poziții care suplimentau buget, nu neapărat mie, dar colegilor mei din Consiliul Local, nu le-au fost prezentat o proiecție bugetară comparativă pe ultimele 5 luni. S-au realizat aceste venituri? Nu s-au realizat aceste venituri? Cât la sută din proiecția inițială a fost realizată? N-a știut nimeni nimic. S-a prezentat o hârtie, o simplă hârtie, prin care, din punctul meu de vedere, au vrut să li se pună pumnul în gură colegilor, consilierilor. Un punct de vedere asemănător, bazat pe aceleași argumente, au și consilierii PNL, care au emis un comunicat de presă în acest sens. Trebuie menționat faptul că proiectul în cauză reclamă modificări ce au condus la exprimarea unui vot cu abținere. Deși ni s-a reproșat faptul că profesorii nu-și vor primi salariul, este de observat anexa 1, în care nu apare nicio sumă de suplimentat la rubrica învățământ cheltuiel personal, domnul primar inducând din eroare opinia publică. Dimpotrivă, profesorii își vor primi salariul, sumele având această destinație fiind integral acoperite încă de la începutul acestui an. În ceea ce privește suma totală de 4 miliarde de lei vechi, sumă propusă pentru execuția grupurilor sanitare la stadion Marina Năstasovici, apare ca nejustificată în condițiile în care nu cunoaștem numărul lor și nici alte detalii. Neexistând materiale justificative ale acestor conturi, se arată în comunicatul Organizației Județene PNL. Prin urmare, nu lipsa unui consilier PSD de la ședință a făcut ca mai multe proiecte să fie respinse, ci lipsa aspectelor justificative din documentele prezentate consilierilor. De altfel, liderul ALDE Giurgiu Toma Petcu a declarat că și în cazul în care se va convoca o ședință extraordinară pentru aprobarea proiectelor respinse, consilierii ALDE vor vota la fel dacă aspectele semnalate nu vor fi remediate.